La nivelul Direcției pentru Sănătate Publică a județului Călăraș sunt înregistrate în momentul de față 50 de cazuri de gripă confirmate clinic. De asemenea, în cadrul unităților de învățământ au fost înregistrate 79 de cazuri de gripă la copii și un cadru didactic. Începând de marți, 11 februarie, o clasă din cadrul Școlii Gimnaziale Nicolae Titulescu din municipiul Călăraș își suspendă cursurile în urma confirmării virusului gripal la 5 elevi. Câți pacienți bolnavi sau persoane identificate cu gripă sunt în momentul de față înregistrate la nivelul DSP Călăraș? La nivel de DSP Călăraș avem 50 de cazuri clinice depistate. Clinic înseamnă ce? Diagnosticul a fost pus pe baza semnelor clinice. Deci în funcție de simptomatologie. Exact. Nu pe test. Nu pe test. În ceea ce privește situația la nivelul unităților de învățământ din județul Călăraș? Inspectoratul școlar al județului Călăraș ne-a raportat în această dimineață 79 de elevi și un cadru didactic, asemenea cazuri clinice. Știu că săptămâna trecută Ministerul Sănătății a declarat epidemie de gripă în România. Au fost luate și o serie de măsuri. La 5 cazuri sau 3 cazuri confirmate de gripă într-o clasă se suspendă cursurile. Avem astfel de cazuri în județul nostru? La 5 cazuri de gripă confirmată se suspendă cursul. Începând de mâine, la o școală din municipiul Călăraș, vor fi suspendate cursurile la o singură clasă. Campania de vaccinare antigripală continuă? Da, continuă. Ați primit doze suplimentare? Am primit vineri doze suplimentare de vaccin antigripal, care vor fi distribuite. Vor fi distribuite către medicii de familie.